Fără îndoială, gaițele reușesc să te pună pe gânduri mult timp după finalul piesei de teatru și alungă indiferența și resemnarea, montând, în locul lor, o veritabilă lecție de conduită umană prin forțele nebănuite ale contraexemplului. Gaițele te invită fără milă în lumea lor aparent simandicoasă, din care s-a scurs parcă și ultima picătură de smerenie, iar cotloanele sufletești au fost presărate cu parvenitism, coliere de invidie din cutia cu bijuterii a superficialității și superstiției. Ca într-o frescă atemporală care conține și o glastră cu floare albastră eminesciană, pe a cărei petală se lășluiește faptul că, totuși, este trist în lume, o rază de soare a iubirii își face loc și ne oferă speranța că putem căuta noi răspunsuri la întrebări referitoare la cum suntem, cum trăim, cum ne chinuim și cum pretindem că iubim, când îi trântim inimii ușa în față pentru a face loc desfrânării. Seara, mulțimea frândă o seară pe un scaun în vestibul, în timp ce ei se sfâșeau ca niște dulăi pe bugetul statului, mâncându-și un altuia bucata cea mai mare. Două dimineața, redacția, o cămeruță puțin la fund de țigară răcit, iar eu stăteam și scriam minciunile lor, toate minciunile lor, felite, poleite în minciuna mea. Mircea. Ce te uiți așa la mine? Dacă mi-ar fi sete, te-aș trimite și eu să-mi aduci o carafă cu apă rece. Dar să lași să curgă mai mult țuțulul. Mircea. Ce? Unde te duci? În mine vreau să văd ce face Margareta. Mircea. De ce fugi? Eu? În definitiv, de ce mă amestec eu în lucruri care nu mă privesc? Exact asta vreau să spun și eu. Margot te iubește cu o patimă umflă și tu te-ai înrobit patimiei cu un cavalerist fără pereche. Acum ești mulțumit? Dintre toate îndrăgostitele din lume, numai fetița asta e stare de un sentiment. De un sentiment atât de deosebit de ceea ce dumneata mea și fără îndoială iubire. Adică? Păi știu și eu, aventura. Două frenezii anonime și fără retoarcere. Și culegi voluptatea ca o foamă coaptă, grea de soare, care ți-a căzut în palmă întinsă. Spune, ce-i face dacă aventura pe care o disprețuiești ca un idiot a intrat pe ușa aceea, ce-i face? Aș pofti eu să ies afară. Încearcă. Vanda, dacă nu cedezi... Ce-ai să-mi faci? Vanda. Poftăciune! Ei, mamita! Trece un mort. Au! Personajele din Gaițele te plimbă prin diferite stări, cum spune și o melodie, un ochi râde și altul plânge, când descoperim caracterele unor gnomi deghizați în ființe umane, care se pot ascunde în orice oglindă, care oscilează între puterea de a te amuza și forța de a te speria. Soluția este tot iubirea, cea care te ajută să cauți, să lupți, să mergi mai departe, să ai credința, umorul și optimismul în dotare și să păstrezi lecțiile de viață dure pe care gaițele nu se sfiesc să le predea, iar spectatorul are un bun prilej de a nu uita să se distreze. Păi eu țin minte că eram însărcinată cu Radu Noblu și am dansat la prefectură. Până la ziua. Apropo, știți că am invitat-o și pe creatura aia, Vanda, cum se cheamă? Vanda Serafim. Și nu pricep de ce o faci creatură. Dar ce eleganță din partea ta, Mircea, că oameni. Dar mie dă voie să am părerea mea. De mii! Dar unde au intrat banii, frate? Unde au intrat? Că eu mă strâng cât pot! Eu vrei să spui? Te științez că i-am dat ordinul lui Patriocor să nu mai dea niciun ban părăcherea mea! Așa, 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 mersi! Nu, nu mea! Eu? Dar ce mă amestec pe mine, mamițo? Mulțumește lui George, armitare, că a făcut un scandal lui Anache la bilanț, nu-i așa, Anache? Toate se spart în capul lui Anache. Te spai, Anache! Va spa! Așa! El muncește pentru toți și... Și
Și? Și George așteaptă să-i dați voi în gură? Nu. Este sora mea mai mică. Zoica. Am. Zoi. Ce? Zoi. 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 Doamna Zoi de la Caracas. Oh. Doamna locuiește la Caracal. Doamna locuiește la Caracal. Da. Unde s-a răsturnat carul cu proști? La finalul spectacolului impresionant, reacția publicului a fost evidentă. Au fost numeroase valuri de aplauze cu o sală întreagă în picioare, pe drept, nu doar din politețe sau cutumă, ci din suflet, cu bucurie, zâmbete și respect pentru o distribuție de excepție. Camelia Tudoran, directorul Casei de Cultură a sindicatelor CD Aricescu, a rămas pe scenă cu actorii pentru tragerea la sorți a unor invitații surpriză, oferite de instituția gazdă pentru iubitorii de teatru. Am promis la știrea de pe Mușcel TV, nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut, că o să oferim două invitații a câte două persoane, m-am răzgândit. Și o să ofer trei invitații a câte două persoane, ca să nu las băieții ăștia nefericiți. O să le ofer fericirea de a vă mâna, de a extrage pentru una... A, unul pentru doi. Pentru doi, da. Doamnele, cu florile și băieții. Și dacă nu e în doi? Să facă rog. Doamne, mă simt împlinit. Vă rog. Anunțăm? Da, mă rog. Deci, primul câștigător este domnul sau doamna de pe rândul E, locul 17. Al doilea câștigător, rând B, loc 2. Și la mine al treilea, tot rândul B. B, locul B, loc, rândul B sau C? 8! B de la Paul! Paul! Astfel s-a încheiat seara de 20 iunie, deosebită din punct de vedere cultural.